not your brother. Ultimul punct a fost să nu întristați fratele vostru. Dacă vrem să terminăm studiul după amiază, trebuie să ne grăbim. Versetul 17. Now Paul is thinking about the future kingdom of God. Pavel se gândește aici la împărăția viitoare a lui Dumnezeu. When Jesus comes back to reign. Când Domnul Iisus se va întoarce să împărățească. Now there will be eating and drinking in God's kingdom. Acum și în împărăția lui Dumnezeu se va mânca și se va bea. When Jesus was raised from the dead, you remember he had a meal. Aduceți aminte când Domnul Iisus a înviat din morți, a arătat ucenicilor, a mâncat împreună cu ei. But Paul says that when the kingdom comes, there's going to be righteousness. Dar Pavel spune că, de fapt, caracteristicile principale ale împărăției lui Dumnezeu sunt neprihănire, pace și bucurie. Now he said, what's going to happen then in the kingdom has to happen now. Și cum Pavel spune că ceea ce se va întâmpla atunci în împărăția lui Dumnezeu trebuie să se întâmple și acum. And then Paul says we'll have to have loving kindness for the brethren. Și apoi mai departe Pavel ne spune că trebuie să avem o dragoste plină de bunătate față de frați. Versetul 18. Now in doing this, Paul says we'll be acceptable to God, well-pleasing to God. Pavel spune că vom fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu, acceptabili înaintea lui. And approved of men. Și vorbiți de bine de oameni, cinstiți de oameni. My brother Florin was saying, does it mean that we don't need to be a stumbling block to people outside the church? Fratele meu Florin a întrebat că nu putem fi opriți de stignire și pentru cei necredincioși din afara bisericii. No, no. We have to be approved by people outside the church. Trebuie să fim cinstiți sau să fim vorbiți de bine și de oameni din afara bisericii. We are not to be a stumbling block to anyone. Să nu fim o pricină de potignire pentru nimeni. Then Paul tells us what we have to follow. Look at verse 19. Versetul 19, Pavel ne spune ce trebuie să urmărim. He says we have to follow after. Spune că trebuie să urmărim, să căutăm. And the word in the Greek means to run swiftly in order to catch a person at a moment. Cuvântul folosit în limba greacă se traduce să alergi tare de tot ca să poți prinde pe cineva sau ceva. Și iată după ce trebuie să alergăm. Well, the first thing is peace. În primul rând după pace. And the second thing is we have to edify people. Și apoi ni se cere să îi zidim pe oameni, să lucrăm la zidirea lor. That word edify simply means to build a house. Și acest cuvânt de zidire este folosit și pentru zidirea unei case. It's a metaphor for Paul. Este o metaforă folosită de Pavel aici. It means we have to get Christians to grow in wisdom, affection. Pavel spune că trebuie să-i facem pe creștini să crească în înțelepciune, în dragoste, în sfințenie. We have to be an encourager. Trebuie să fim încurajator pentru ei. Do you know, I have a friend called Sam Marsh. Am un prieten care se numește Sam Marsh. And when he was a young Christian, he went to a prayer meeting. Și când era tânăr, s-a dus la o oră de rugăciune. And he was determined. He wanted to pray to the Lord publicly. Și acolo era hotărât să se roage Domnului cu voce tare, în mod public. And he stood up and he stammered out a prayer. He was so glad that for the first time he prayed in public. S-a ridicat în picioare și a bâlbâit el acolo o rugăciune, dar a fost bucuros că a reușit cel puțin să se roage prima oară în public. You know, after that meeting, someone pulled him aside. Dar după ce s-a terminat ura de rugăciune, cineva l-a tras de parte. That was a o rugăciune îngrozitoare. You're not to pray again. Să nu te mai rogi niciodată în public. Now that's not building. Asta nu este zidire. That brother should have encouraged. Fratele acelea ar fi trebuit să-l încurajeze. It was good to hear your brother. Frate, m-am bucurat să te aud rugându-te. Roagă-te și săptămâna viitoare. Deci trebuie să alergăm după pace. Să continuăm să izidim pe oameni. Și apoi în al treilea rând, trecem la cel de-al treilea subpunct aici. Să nu nimiciți sau să nu distrugeți lucrarea lui Dumnezeu. Să nu nimici sau să nu distrugeți lucrarea lui Dumnezeu.
versetele 20 la 23. Să nu nimiciți sau să nu distrugeți lucrarea lui Dumnezeu, versetele 20 la 23. Cineva să ne citească versetul 20. Now in verse 19 Paul says we have to edify, build up the building. În versetul 19 Pavel spune că trebuie să izbim pe credincioși, să lucrăm la zidirea vieții lor. In verse 20 he says we are not to destroy the work. Și acum în versetul 20 ne spune să nu nimicim lucrarea lui Dumnezeu. Să nu doborâm clădirea care a fost zidită. And he says, for the sake of eating meat, he says, I'm not going to destroy the work of God. Și acum Pavel spune, eu nu voi distruge lucrarea lui Dumnezeu doar pentru că vreau să mănânc carne sau că nu mă deranjează să mănânc carne. Paul says, listen. Pavel spune, don't be destructive in your church. Nu fiți distrugători, nimicitori în biserica voastră. Always build people up. Și întotdeauna să zidiți pe oameni. Now let's read verses 21 and 22. Haideți să citim versetele 21 și 22. What Paul is saying, don't do anything which would cause your brother to stumble. Pavel spune, nu fă nimic din ce ar putea să-l facă pe fratele tău să se potignească. He said, if there's a strong brother, have it towards God. Spune, dacă un frate este puternic, este tare, să fie înainte lui Dumnezeu așa. Now I've come to a settled conclusion about Sunday. Acum, după cum vă spuneam, eu am ajuns la o concluzie personală cu privire la ziua de duminică. Dar nu mă voi certa cu fratele meu care duminica citește ziarul și se uită la televizor. Eu am ajuns la această concluzie înaintea lui Dumnezeu. Și acum haideți să punem lucrurile invers. If it's no problem for you to watch television, read newspaper on Sunday. Dacă pe tine nu te mustră conștiința că citești un ziar sau te uiți la televizor duminica. Dar este un frate care știi că are probleme în privința aceasta, este strict în privința aceasta. Atunci nu te apuca să faci aceste lucruri înaintea lui, pentru că în felul acesta o să-l distrugi pe fratele tău. Versetul 23. Says the man who is not reach the settled conclusion is condemned or condemning himself. Spune că omul care nu a ajuns la o convingere personală se osândește singur. He's not exercising faith. Este osândit, se osândește singur pentru că nu mănâncă din încredințare sau nu exercită credința. Pavel spune, nu nimiciți lucrarea lui Dumnezeu. And you have found me in Edinburgh and there were several children, one of them took diabetes. Cunoșteam o familie în orașul nostru, Edinburgh, care avea mai mulți copii, iar unul dintre copii s-a îmbolnăvit de diabet. She wasn't allowed to eat any chocolate or sweets. Era de fapt una dintre fete și pentru că avea diabet, nu avea voie să mănânce ciocolată sau dulciuri. So all of the family decided that they wouldn't eat chocolate or sweets. Așa că toată familia a hotărât ca nici ei să nu mănânce, ceilalți care erau sănătoși să nu mănânce ciocolată sau dulce. They knew that sweets would destroy them. Știau că dulciurile ar distruge-o pe fetița bolnavă. Așa că nici ceilalți nu au mâncat dulciuri. Now we have to be like that in the church of Jesus Christ. La fel și noi trebuie să fim în biserica lui Iisus Hristos. Don't do anything that's going to grieve people. Nu faceți nimic din ceea ce ar putea să întristeze pe oameni. Dacă tu ai ajuns la o convingere personală înaintea lui Dumnezeu, nu întrista pe cei din jurul tău. Asigură-te că există pace între frați. Paul is still talking of the exhortation that God reveals. Trebuie să mergem mai departe, suntem tot la cel de-al patrulea punct. Îndemnare, voia lui Dumnezeu este descoperită. In relation to ministry. Și trecem la cel de-al patrulea punct de aici, important, în relație, dar de mare, în relație cu lucrarea. Voia lui Dumnezeu este descoperită în relație cu lucrarea. Capitolul 15. Și primul punct aici, exemplul lucrării lui Hristos.
exemplul lucrării lui Hristos. Versetele 1 la 13. A sacrificial. Primul, supun, lucrarea lui Hristos a fost una jertfitoare de sacrificiu. Versetele 1 la 7. Deci lucrarea lui Hristos a fost o lucrare jertfitoare sau de sacrificiu. Cineva să ne citească versetul 1. Now Paul says to the strong believer. Pavel le spune credincioșilor tari. But you're all strong believers. Și vreau să cred că toți și voi toți sunteți credincioși tari. And the first thing he tells us is this. Iată care este primul lucru pe care îl spune. Don't please yourself. Nu căutați să placeți voi înșivă. He said we have, secondly, we have a debt. Poi în al doilea rând, tot în versetul acesta, spune că suntem datori față de frații noștri mai slabi. Și haideți să citim și versetul 2. So Paul says, don't please yourself. Pavel spune, nu căutați să placeți vouă înșivă. We have a debt to our weaker brother. We have to please our neighbor. Suntem datori celor mai, față de cei mai slabi, trebuie să căutăm să placem aproape lui. And we have to bear the infirmities, the weaknesses of our brother. Și apoi trebuie să răbdăm slăbiciunile celor mai slabi. We have to bear, that is, burdens that other people have, we have to bear them, that are weaker brothers. Cu alte cuvinte, cei mai slabi au anumite poveri, iar noi care suntem mai tari trebuie să purtăm poverile lor. So says, don't please yourself. Îi spune, nu căuta să placeți vouă înșivă. Remember, we have a debt to the weaker brothers. Țineți minte că suntem datori față de cei mai slabi. And we have to bear his. Și în al treilea rând, trebuie să purtăm slăbiciunile lor, poverile lor. And then in verse 2, he says, we have to please our neighbor. Și apoi în versetul 2, îi spune că trebuie să căutăm să placem aproape lui. And then he says, we have to build him up. Și apoi spune că trebuie să zidim pe aproapele nostru. Same, exactly the same word, exact același cuvânt ca în versetul 19. Don't pull them down, build them up. Să nu-i doborâm pe cei care sunt mai slabi, ci să-i zidim. Then Paul gives an example. Și apoi Pavel ne dă un exemplu. Are you still with me? Mă urmăriți? Yes. Haven't gone to sleep. Nu ați adormit? Soon be lunch time. Vine timpul să mergem la masă imediat. Verse 3. Versetul 3. Paul quotes Psalm 69, verse 9. Pavel citează Psalmul 69 cu versetul 9. And remember our Lord's background. Și dacă vă aduceți aminte puțin din viața Domnului. Our Lord Jesus was in heaven. Domnul Iisus a fost în ceruri, era în ceruri. He had fellowship with the Father. Acolo avea părtășie cu Tatăl. There was the worship and the praise of all of the angelic beings. Poi avea parte de închinare și de laudă din partea tuturor ființelor angelice. Și ascultați-mă acum cu atenție. The Lord Jesus left all that. Domnul Iisus a lăsat toate acestea. We cannot begin to imagine the glory of that place. Și noi nici măcar nu putem începe să ne imaginăm slava cerească. The Lord Jesus came to drink the bitter cup. Domnul Iisus a venit ca să bea paharul amărăciunii. He went to Gethsemane. A mers în Ghețimani. He went to Calvary. A mers la Calvare. He pleased not himself. Și nu a plăcut lui înșiși, nu a căutat să placă lui. And you know, our ministry for the Lord Jesus. Și știți, lucrarea noastră pentru Domnul Iisus. It's to be sacrificial. Este să fie o lucrare, trebuie să fie o lucrare jertfitoare. And we have the example of the Lord Jesus. Și avem ca exemplu chiar viața Domnului Iisus. There's lots of things though that we'd like to do to please ourselves. Multe lucruri care ne-ar place să le facem pentru noi, ca să ne satisfacem plăcerile noastre, de exemplu, să mergem într-un concediu frumos. Nu e ușor în lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să ne îngrijim de cei din jur. Trebuie să suportăm criticile lor atunci când încercăm să-i ajutăm. Dar Domnul Iisus nu și-a plăcut lui însuși. Iar El este exemplul nostru.
Now verse 4. Versetul 4. We turn to them in scripture. Versetul 4 se face apel la Scriptura Vechiului Testament. Now do you read the Old Testament? Citiți și voi din Vechiul Testament? They were written for your learning. Pentru că spune Vechiul Testament a fost scris pentru învățătura noastră. They teach endurance and encouragement. Ne învață răbdare, mângâiere sau încurajare. And Paul said they produce hope. Pavel spune că Vechiul Testament produce nădejde, ne dă nădejde și speranță. Cum se face? Păi, gândiți-vă de exemplu la viața lui Ieremia. A fost abuzat, a fost criticat. Gândiți-vă la Isaia. Lucrarea lui a fost un eșec. Pentru că nu a dat rezultatele dorite. Gândiți-vă la Daniel, la Ezechiel. But you know, to serve God faithfully. Dar oamenii aceștia l-au slujit pe Dumnezeu cu credincioșie. And Paul says, these Pavel spune, are for our comfort. Aceste scripturi sunt pentru mângâierea noastră. And you know what? They give us hope. Și știți ce? Ele ne dau nădejde. These men are all in the glory. Oamenii aceștia sunt cu toții în slavă. We're going to meet them one day. Într-o zi o să-i întâlnim și noi. It'll be wonderful. Și va fi minunat să-i întâlnim. And they'll say yes, it was difficult. Iar ei ne vor spune, da, a fost greu. Bineînțeles că au fost probleme. But we faced up to it and God's blessed us. Dar am făcut față lor și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Versetul 5. Now Paul says, in view of all that's gone before, in view of what we've read in the Old Testament. Pavel spune, având în vedere tot ce s-a spus până acum, având în vedere ce ne spune Vechiul Testament. He says, I want you to be like-minded one toward another. Vreau să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Remember, there's a God of patience and encouragement that we've read about in verse 4. Vă aduceți aminte despre Dumnezeul răbdării, al mângâierii, despre care am citit și în versetul 4. Now he says, be like that to each other. Așa să fiți și voi unii față de alții. Now God wants us to keep near the scriptures. Acum Dumnezeu vrea ca noi să stăm aproape de scripturi. Do you remember what I said to you yesterday? Aduceți aminte ce v-am spus ieri? I want you to make a covenant with God. Vreau să faceți un legământ cu Dumnezeu. Start on a program of reading God's word. Și să începeți un plan de citire a cuvântului lui Dumnezeu. Oh, și poate spuneți, Eric, este greu. Să citești Ezechiel. Ieremia. Sunt cărți grele, Eric. Dar continuă să le citi. Și Dumnezeu vi le va explica. Iar cărțile acestea vor ajunge o binecuvântare și o încurajare pentru voi. Și atunci când îl veți întâlni pe Ieremia, pe Ezechiel, să le spuneți, s-am citit cartea și mi-a binecuvântat inima. Versetul 6. Now it says that we must, with one mind and one mouth, glorify God. Spune cu o inimă și cu o gură să slăvim pe Dumnezeu. Do you know why there's so many problems and bickerings in the church? Știți de ce sunt atâtea probleme și nemulțumiri în biserică? Because we don't know God's word. Pentru că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. We don't keep near the scriptures. Nu stăm aproape de Scriptură. Because the scriptures keep us near to God. Pentru că Scriptura ne poate ține aproape de Dumnezeu. Do you remember the two on the Emmaus road? Vă aduceți aminte de cei doi ucenici pe drumul către Emmaus? Do you know what the Lord Jesus explained? Știți ce le-a explicat Domnul Iisus lor? The Old Testament. Vechiul Testament. The law and the prophets. Legea și prorocii. And do you remember what happened to the two on the Emmaus road? Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu cei doi pe drumul către Emmaus? It says their hearts spune că burned within them. Le ardea inimile în ei, în timp ce Domnul Iisus le deschidea Scripturile. You know, when God does that for His people, atunci când Dumnezeu face acest lucru pentru copiii Lui, they're close to His word, atunci când credincioșii stau aproape de cuvântul Lui, they're close to the Lord Jesus, stau aproape de Domnul Iisus, and there's unity. Și este unitate. Listen, we need that. Ascultați-mă, avem nevoie de unitate cu copiii Lui Dumnezeu. It breaks my heart going into church after church.
seeing division. Trebuie să vă spun că mi se frânge inima când merg în adunare după adunare și văd dezbineri și probleme. If it breaks my heart, what does it do to the heart of the Lord? Dacă inima mea se frânge la vederea acestor lucruri, imaginați-vă cum este inima Domnului Isus. Versetul 7. So Paul says, now listen. Pavel spune, this is Christ's example. Acesta este exemplul lui Hristos. You receive each other as Christ received you. Voi primiți-vă unii pe alții așa cum v-a primit Hristos. Every year I go to a wonderful convention in England called the Keswick Convention. În fiecare an merg la o conferință, de fapt la este ca o convenție, o numesc ei, care se ține în Anglia, în orașul Keswick. There's about 10,000 people go to it. Și sunt aproape 10,000 de oameni care merg la, este ca o săptămână și au loc mai mult întrunit. It's in a huge tent and there's a great banner across the front. Se ridică un cort mare de tot și în față se pune așa ca o bucată de pânză pe care scrie ceva. And the text is all one in Christ Jesus. Și pe bucata aceea de pânză care se pune la intrarea cortului scrie cu toții una în Hristos Iisus. I remember as a young man going to the convention with a boy called John Bates. Mi-aduc aminte când eram tânăr și am mers la aceste conferințe cu un tânăr numit John Bates. He was from a very, very tight brethren assembly. Care venea dintr-o adunare creștină după Evanghelie foarte legalistă. Now, the people in this little assembly didn't think that anyone outside their assembly were even Christians. Oamenii din această adunare credeau că cei care merg la alte adunări și nu la adunarea lor nu sunt creștini. So John came to this convention and he saw all of these people. Așa că John a venit cu mine la aceste conferințe și a văzut pe toți cei care veneau acolo, care participau. Nu i-a venit să creadă, pentru că el trăia într-o lume mică și închisă a lui. Și în vremea aceea la conferință era invitat un învățător bun numit George Duncan. He spoke, it was a tremendous message he had from the Lord. Și a avut un mesaj extraordinar din partea Domnului. The people were wonderfully blessed. Oamenii au fost binecuvântați într-un mod minunat ascultându-l. And my friend John came out of the tent with me. Și prietenul meu John a ieșit cu mine din cort. Oh, he said, that was wonderful. Și a spus, Eric, a fost minunat. He said, which tight brethren assembly does he come from? El din ce biserică creștină după Evanghelie legalistă, închisă, vine? Și am spus, nu vine dintr-o biserică din asta. He comes from the Anglican Church. Vine dintr-o biserică anglicană. He said, I don't believe. Și mi-a spus, nu cred. He said, he must come from a Thai brethren assembly speaking like that. A spus, dacă a vorbit așa și a avut un mesaj ca acesta, vine dintr-o adunare creștină după Evanghelie îngustă, legalistă. And you know, John learned a lesson. Și John a trebuit să învețe o lecție atunci. He had to accept all that were in Christ Jesus. A trebuit să accepte faptul că toți suntem în Hristos Iisus. You know, John started an assembly that's still going to this day. Și John a deschis o adunare care continuă și astăzi, există și astăzi. And you know, it's a great place. Și este o adunare minunată. God's working through that assembly. Dumnezeu lucrează prin adunarea aceea și prin John. But he had to learn to accept. Dar a trebuit să învețe să-i accepte pe copiii lui Dumnezeu. Now listen, this is still the example of Christ's ministry. Vorbim tot despre exemplul lucrării lui Hristos. It was sacrificial. A fost o lucrare jertfitoare. Dar în al doilea rând este o lucrare nepărtinitoare. Nepărtinitoare sau imparțială. Versetele 8 la 13. Deci o lucrare nepărtinitoare sau imparțială. Now, this is a difficult one. Și este o secțiune puțin mai dificilă. Is your computer tired? E obosit computerul vostru? Oh, we'll soon get some potatoes to feed it. O să-i hrănim curând cu niște cartofi. Read verse 8. Versetul 8. Now then, it says that Jesus Christ was a minister to the circumcision, that's to Israel, the Jews. Spune că Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur, adică al evreilor. To confirm the covenant made to the fathers. Ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu sau să întărească făgăduințele, legămintele date părinților. Now then, who are the fathers?
cine au fost părinții? Vă aduceți aminte? Abraham, Avram, Isaac și Iacob. And what did God do to the father? Și ce a făcut Dumnezeu cu părinții? Made covenants. A încheiat legăminte cu ei. Abrahamic covenant. Legământul avramic. Now Jesus came to confirm the covenant. Spune că Domnul Iisus a venit ca să întărească, să confirme legămintele făcute cu părinții. Now look at verse 9 and see why he did. Versetul 9. Haideți să vedem de ce a făcut Domnul Iisus acest lucru. Remember, it was through the Jewish nation that God made the covenant. Vă aduceți aminte că Dumnezeu a încheiat legămintele cu poporul Israel. Jesus came preaching only to the Israelites. Domnul Iisus a venit propovăduind Evanghelia doar izraeliților. To bring in the new covenant. Pentru ca să aducă, să introducă legământul cel nou. Now Paul said that the Lord Jesus did this to bring blessing to the Gentiles. Pavel spune că Domnul Iisus a făcut lucrurile acestea ca să aducă binecuvântare neamurilor. Now there's blessing now in the Church of Jesus Christ. Acum, în biserica lui Iisus Hristos se experimentează binecuvântare astăzi. We are saved by grace. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință. We are Gentiles. Suntem neamuri. But you know there's a day coming in the millennial kingdom. Dar vine ziua în împărăția de 1000 de ani. Israel will receive the place of honor that God has promised to them. Poporul Israel își va primi locul de cinste pe care Dumnezeu i-l-a promis. And then will be blessed. Și atunci, dar și atunci ne va fi binecuvântate. They'll all come to Jerusalem to serve Messiah Jesus. Toate neamurile vor veni la Ierusalim ca să slujească lui Mesia, Domnul Iisus. Now Paul is going to quote 4 Old Testament passages. Și mai departe, Pavel ne citează 4 pasaje din Vechiul Testament. And he takes the 3 divisions of the Old Testament. Și ia pasajele acestea din cele trei părți ale Vechiului Testament. The Law of Moses. Legea lui Moise. The Prophets. Prorocii. And the Psalms. Și Psalmii. And he also mentions 3 Old Testament worthies. Și de asemenea, 3 Old Testament godly men. Menționează pe 3 oameni evlavioși din Vechiul Testament. Moses, pe Moise, Isaiah, pe Isaia, and David. Și pe David. Now these are the quotations. Iată citatele lui. Let's read verse 9 again. Haideți să citim din nou versetul 9. This is 2 Samuel 22:50. Versetul 9, avem un citat din 2 Samuel capitolul 22 cu versetul 50. Aceasta a fost cântarea de izbăvire a lui David. Dar ea era mesianică. Domnul Iisus a luat cuvintele. Și el spune, te voi mărturisi înaintea neamurilor, voi aduce binecuvântare lor. Și apoi versetul 10. Deuteronomy 32 verse 43. Deuteronom 32 cu 43. This was Moses' valedictory message. Acesta a fost mesajul adus de Moise din partea lui Dumnezeu. Deuteronom 32 cu 43. It was prophecy. Este un mesaj mesianic, este o prorocie. So it's taken words from David. Deci, Pavel se folosește de cuvinte rosite de David, unde se vorbește despre binecuvântare pentru neamuri. Moses. Apoi cuvintele lui Moise, binecuvântare pentru neamuri. Versetul 11. Psalmul 117 cu 1 este citat aici. Știți că versetul acesta este chiar versetul din mijlocul Bibliei? Și de fiecare dată la Paște poporul Israel cânta psalmul acesta. Știți că și Domnul Iisus a cântat cântarea aceasta, spune după cine acea de taină, că au cântat cântările și apoi s-au dus pe muntele măslinilor. Este unul din psalmi care promite binecuvântare pentru neamuri. Versetul 12. Isaiah 11 verse 10 he's quoting from.
Aici ne citează Isaia 11 cu 10. Now again he's talking about the Gentiles and the millennium. Și din nou se vorbește despre neamuri în împărăția de 1000 de ani. So here we find David speaking about blessing to the Gentiles. David vorbește despre binecuvântare care va fi adusă neamurilor prin Domnul Iisus. Moise. David again. Iarăși David. And Isaiah. Și Isaia. Blessing to the Gentiles. Binecuvântare neamurilor. Now, what the argument that Paul is using here? Și acum iată care este argumentul folosit de Pavel aici. This is an example of Jesus' ministry. Este un exemplu al lucrării Domnului Iisus. And he came to the Jews in order to confirm the covenant. Domnul Iisus a venit la evrei ca să întărească făgăduințele, să confirme legămintele făcute de Dumnezeu cu părinții lor. Legăminte potrivit cărora toți oamenii trebuie să fie mântuiți. Și acum Pavel și-a făcut timp ca să caute aceste pasaje din Scriptură și să dovedească faptul că lucrarea Domnului Iisus este nepărtinitoare. Toți pot fi mântuiți. Pavel spune, așa trebuie să fim și noi, nepărtinitori. Versetul 13. Paul rounds off this section and he said, now it's like a benediction. Pavel încheie această secțiune și este ca o binecuvântare pe care el o dă. The first thing he says, I want God to fill you with all hope. Spune, Dumnezeu să vă umple cu orice nădejde. Do you know what that word hope means in the original Greek? Știți ce înseamnă cuvântul nădejde în greacă? Certainty. Înseamnă siguranță, asigurare. I'm hoping to go home tomorrow. Eu sper să mă duc acasă mâine. But you know, various things might happen. Dar diferite lucruri se pot întâmpla. In this life, I cannot be certain. În viața aceasta, eu nu pot fi sigur de anumite lucruri. The Lord Jesus might come. Domnul Iisus se poate întoarce. But Paul says we have a certainty. Pavel spune că noi avem o siguranță. We're going to be with the Lord Jesus. Și anume că într-o zi vom fi împreună cu Domnul Iisus. And he said, listen, I want God to fill you with hope. Spune Dumnezeu să vă umple de nădejde. And all joy and peace in believing. Ca să vă umple și de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. That you might abound. Pe care o aveți în credință. It means to fill something and then put more on top. Tari în nădejde. Și Pavel vorbește aici ca despre un pahar care este umplut și după aceea mai pui și peste, în vârf. In the power of the Holy Spirit. Așa trebuie să fim noi, prin puterea Duhului Sfânt. Now, do you know when we have hope of eternity? Când avem nădejdea veșniciei, it makes everything different in this life. Toate lucrurile din viața aceasta parcă sunt altfel. I told you about the Keswick Convention. V-am povestit despre această convenție, aceste conferințe care au loc în orașul Keswick din Nord Anglia. Vă mai spun un lucru și după aceea mergem la masă. Every year when our family was young, we used to go to the Keswick Convention and we used to camp. Când copiii noștri erau mai mici, în fiecare an mergeam să participăm și noi la aceste conferințe și dormeam în cort. We used to live in tents. Ne luam corturile și dormeam în corturi. The children loved it. Copiilor le plăcea foarte mult experiența aceasta. My wife hated it. Dar soției mele nu-i plăcea deloc. Now, one of the problems was this. Acum, una din probleme era aceasta. When the convention was over and it was time to go home. De fiecare dată, parcă atunci când se termina seria de conferințe și trebuia să mergem acasă, trebuia să adunăm corturile, put all of the equipment away, să punem tot echipamentul, tot ce aveam. But you know, every time we come. Și de fiecare dată când făceam asta, when it came time to pull up the tent, atunci când venea timpul să adunăm corturile, the rain used to come down in torrents. Ploua cu găleata. And we were tramping through muddy fields. Și călcam prin noroaie pe acolo pe câmp. But you know, everybody was happy. Dar toată lumea era bucuroasă. You know something? Știți de ce? Even my wife was happy. E, până și soția mea era bucuroasă atunci. You know why? Știți de ce? Because we were going pentru că mergeam acasă.
My wife knew that within 2 hours. Soția mea știa că în 2 ore. We'd be away from all the mud and all the rain. O să fim departe de ploaie, de noroaie. We'd have a hot bath. O să fim acasă, să avem o baie caldă. And we'd have Scottish fish and chips. Și mâncarea tradițională scoțiană, cartofi prăjiți și pește. Oh, that's heaven. Era într-adevăr ca un cer pentru noi. You see, we had hope. Aveam nădejde în ceea ce credeam. And it gave us joy. Și ne producea bucurie. Now listen to me. Ascultați-mă acum. Paul wants us to have the same attitude. Pavel vrea ca și noi să avem aceeași atitudine cu privire la cer. We have to have hope. Trebuie să avem nădejde în credință. With all joy and peace. Și astfel vom avea bucurie și pace. Well, you've done very well. Ați descurcat foarte bine și astăzi. Let's have a word of prayer. Haideți să încheiem cu rugăciune și mergem la masă.